Cei patru suspecți au fost huiduiți de rudele și prietenii celor doi tineri decedați care au organizat un protest în fața judecătoriei. Inculpații nu își recunosc vina. Astăzi, unul dintre ei, cu zâmbetul pe buze, a declarat jurnaliștilor că nu știe pentru ce a fost reținut. Mama acestuia, prezentă și ea la ședință, susține că fiul ei este bolnav și trebuie internat în spitalul de psihiatrie. Mă doare una, chiar de 23 de ani e bolnav. De 23 de ani și am mulțit în penitenciar. După mai multe ore, judecătorii au decis că cei patru inculpați aflați după gratii rămân în arest încă 30 de zile. Avocatul unui alt inculpat, care în prezent se află în arest la domiciliu, susține că va demonstra nevinovăția clientului său. Eu cred că pe toți i-au luat la pachet, care au fost în seara aceea într-un anumit loc și au avut careva tangență în seara ce i-au luat toți la pachet, le-au înaintat aceiași acuzații și au trimis să judecat. Rudele și prietenii victimelor cer dreptate și sunt indignați de comportamentul inculpaților. Очень хотелось бы, чтобы все сидели в тюрьме и никого не выпустили, чтобы все понесли свое наказание в полной мере. La începutul lunii noiembrie anul trecut, doi tineri din Bălți au fost omorâți cu sânge rece într-o pădure din satul Hiliuț, raionul Vălești. Motivul crimei au fost 3.000 de euro bani câștigați în jocurile de cărți, a declarat poliția. Suspecții i-ar fi ademenit să mai joace odată, știind că aceștia trișează, iar când s-au întâlnit, i-ar fi ucis. A doua zi, polițiștii au reținut 4 persoane, iar mai târziu, încă 2.